Ok. Dar toată povestea însă este legată de altceva, este legată de un jurnalist care după 90 ajunge la lumă și află asta aceste povești. Și care la rândul lui se confruntă cu moștenitorii securității, ca să spun așa, și are și el foarte mult de suferit. Nu o să vă povestesc mai mult din această carte, o să o citiți masă, să vedeți dacă vă place sau nu, dacă este autentică sau nu. Intenția n-a fost de a face o carte de memorii sau de reconstituire a unui fab real, ci de a scrie totuși un roman. Și m-aș bucura ca, în primul rând, latura estetică, artistică să vă prindă, pentru că pe asta am mizat foarte mult. Deci, ce să vă mai spun? Putem trece la întrebări, răspunsuri, nu? Să întrebăm noi, să răspundem dumneavoastră, să vă cum vă gândiți? Cum te-ai gândit să... cum ți-a venit acest subiect în întâmpinare? Eram jurnalist când am scris despre el. Am fost aici la Lugă, după aceea am fost în pădure la Lugăjana, cu oamenii de acolo din Săceni și am scris în ziar. Într-o anumită măsură, jurnalistul din această carte sunt eu, dar până la un moment dat. Aceia lucrurile sunt mult mai complicate. Sunt și povești de amor, sunt și povești imposibile. Dar cartea este foarte rotundă, foarte explicită. Nu este o carte optimistă. Wow. Pentru colegi, pentru fantastici, unei colegi, apropiat de a figura. Activistul de partid mai trăiește și acum, cel care a găsit, la care s-a dus lumea să rechină. Da. Domnul Onigrafie. Haide, te rog. Domnul Onigrafie, poate povestim un pic. Nu, atâta știu. Hai să ne spui câteva lucruri pe care poate noi nu le știm. Tu ești un atent observator al vieții prezente și trecute și ne spui ceva. Hai, te rugăm, că suntem curioși. Este un episod trist din istoria lui Bojului. Întâmplat pe dealul Ciurii. Așa se numește locul. I-am schimbat un pic în carte. Și cei șase care au fost omorâți acolo se spune că n-au fost lugojeni, au fost din aduși din Moldova. Era și o variantă că ar fi fost cu nedoreni. Erau, da, nu erau din Lugoj. Asta era. Nu erau din Lugoj. Nu, nu erau din Lugoj. Și după ce a dezgropat, deci ce i-a dat de gol securitatea, că au avut cătușe. Și atunci au dat seama că de fapt și au fost îngropați în cimitirul săracilor undeva pe drumul Jabărului, cimitir care astăzi nu mai există. Nu mai există. Nici locul nu există. Așa. Nu se mai știe unde e. Și acel major de securitate a murit la Căminul de Bătrâni sau nu? E vorba despre Clint, care a dat de o cruzime inimaginabilă pentru un om. Și l-au dus la nebunit și l-au dus la Jebel. Și acolo l-au murit și l-au dus înapoi și este îngropat aici, în Lucoș. Dar a fost mai mult, a fost un trei comandament, a fost o reflexiune extraordinară. Am mai prins, nu știu ce, știi tu că mai trăiește astăzi, dar noi am fost la un fost comisar de pe vremea lui Clin, unul Ionescu, care foarte greu a vrut să vorbească și cu chiu cu vai am reușit să ducem într-o mașină până acolo să identifice locul și nu știa decât cu aproximație să spună și după aia a vorbit, dar așa, pentru că știa tot ce s-a întâmplat. El, la un moment dat, vorbea și de un anume Ali Mănișteanu, care ar fi venit și ar fi adus pe ăștia aici. Acum, nu știu până unde se oprește povestea, dacă au fost într-adevăr dezgropați și îngropați în drumul Jabărului. Sigur au fost dezgropați de acolo și duși, acum spune-ne,
la cimitirul de drum. Da. Ei au fost superficiale îngropați acolo în pădure. Și s-a venit de-ați ajuns la ei. Dacă a fost din grupa lui Măișteanu, nu știu, dar Măișteanu, cum știți, erau rude cu brătieni, cu familia Măișteanu, erau... Și câți au fost? 6. 6. Povestea ta, romanul tău, începe de la acest incident sau... Povestea mea este de jurnalist. Deci din afară. Despre jurnalist și el, prin ochii lui, vedem toate lucrurile acestea și... Dar de acolo pornești sau acolo, acolo te oprești? Dar el întâmplător află de subiect, o să vedeți. Pe început e aici, în lucruri, la curioși. O tragere, la o chestie. După cum am observat, Lucian Dugojanin păstrează cu ei poveștile orașului nostru. Doamna Luminița Weimer, istoric, foarte mulți ani director al Muzeului de Istorie, doctor în istorie. Sunt convinsă că are multe povești. Doamna Eva Reis, iar o veche lugojancă care este alături de noi și știe multe povești despre Lugoj, despre personalități, despre persoane care au devenit legende, așa cum și domnul Oniga, prietenul nostru, este omul pe care îl admirăm și îl apreciem. Întotdeauna are o poveste frumoasă despre Lugoj. Se întâmpla de fiecare dată când domnul Oniga, cu generozitate, ne oferea câte un premiu și plecam cu elevi din Lugoj, fie la Timișoara, un eveniment, la Pătura care citește sau așa. Și pe drum, domnul Oniga ne spunea povești frumoase despre Lugoj, despre lugojeni și e o adevărată plăcere să-l ascultăm. Și cred că cartea ta acum ne-a strânit interesul despre întâmplări uitate ale Lugojului. E minunat că ne-am întâlnit aici și avem oameni care spun și confirmă niște lucruri, că pe undeva povestea adevărată care a devenit o legendă, mă gândesc în jurnalism, uite-o transpusă în cartea ta și totuși peste 60 de ani, nu 60-70 de ani de atunci, readusă în actualitate. Da, este o poveste frumoasă, chiar dacă este foarte tristă. V-aș spune eu o poveste, dar adevărată. Deci nu e o poveste. Soțul meu a lucrat la vechea securitate. Adică la securitate, când l-a cunoscut, el era securist.